Următorul compozitor pe care îl veți auzi este George Gershwin, una din cele mai populare, unul din cel mai popular compozitor al Americii din prima jumătate a secolului 20. El a murit în 1937, după cum mi-aduc aminte. Muzica lui a fost interpretată în sălile, cele mai mari săli de concert din toată lumea. George Gershwin a reușit să reunească elementele de jazz simfonic cu muzica ușoară. Este extraordinar de cunoscut în toată lumea opera lui Porgy și Bess, iar Rapsodia albastră pentru pian și orchestră simfonică este cunoscut în toată lumea și interpretată de cei mai mari pianiști. Astăzi, în fața dumneavoastră, va evolua soprana din Sankt Petersburg, Elena Zastavnaia, și va veni în fața dumneavoastră cu o piesă de George Gershwin, Timp de vară, pentru sopranul și orchestră simfonică. Dirijor Tim Walker.